Bucureștenii au fost invitați în Parcul Agronomiei la Pomana Porcului. 10 de oameni au gustat din bunătățile tradiționale, dar între timp ploaia i-a mai gonit pe vizitatori. Denisa Călin este și ea la târgul din agronomie. Văd că deja s-au întors cumpărătorii, s-a oprit și ploaia. Chiar vreau să spun că tocmai ce s-a oprit ploaia și se pare că au venit buluc, au știut și ei cu siguranță. Au venit aici pentru că găsesc produse tradiționale românești de la plăcintă, după cum puteți vedea. Avem și cu brânză dulce și și de post, cu varză, dovleac, mere și vișine. Oamenii au venit, dacă de dimineață am asistat la asomarea porcului și la prepararea tochiturii, acum oamenii au venit să facă cumpărăturile. Aceștia spun că se așteaptă ca săptămâna viitoare vânzările să crească mult mai mult față de această perioadă, pentru că se apropie, după cum știm, sărbătoarea Crăciunului. Avem de asemenea aici produse de la Calta Boș, șorici, slănină, dar și diferite feluri de brânză și cozonaci preparați în casă. Irina? Doamne ajută! Să fim sănătoși! La târgul de Crăciun din Parcul Agronomiei din capitală s-au împărțit preparate tradiționale pentru toate gusturile. Ne spuneți, vă rog, ce faceți aici? Facem o plăcintă cu brânză, se numește pizza oltenească. Pizza oltenească? Deci pâine la țăst. Asta e pentru pomana porcului. Aici avem sarmale oltenești legate cu oață și date drumul se face cu zeamă de varză. Uitați, sunt împăturite ca un colet de poștal. Preferata bucureștenilor a fost ochitura de porc cu mămăligă. Cum e pomana porcului? Bună. Bună, foarte bună. Știam că astăzi, pe 17 decembrie, se va tăia porcul și va fi pomana porcului. Ați venit aici? Dânsii sunt de la Șirnea, noi de la ei ne aprovizionăm. Bine, sigur. Pomana porcului s-a preparat după o rețetă aparte a bucătarilor din zona Bran. Special este faptul că nu se face pe aragaz, se face, după cum vedeți, la chirostii cu lemne de foc forțat. Se adaugă, după ce se rumenește bine slănina, se adaugă carnea tăiată cu bulețe, după care se taie spre finalul, când se consideră că este aproape de final, se pune ceapă și nu numai ceapă, se pune și un vin roșu pentru a fi mai fragede. Zeci de oameni s-au înfructat din cărnurile de la târg, mai ales că au fost gratuite. Când vine însă vorba de cumpărat, românii se gândesc de două ori înainte să scoată banii din portofel. În Târgu Mureș, carnea de porc viu se vinde începând cu 6,5 lei pe kilogram. Nu prea pe el metem așa ceva. Cum vi se par prețurile? Foarte ridicate. În alte țări, pe sărbători, fac reduceri. Aici se ridică. Nu înțelegem nimic. În majoritatea magazinelor, cotletul de porc costă între 19,5 și 21 de lei. Ceafacos costă în jur de 17 lei, iar prețul la cărnați variază între 15 și 16,5 lei kilogramul.